la fitness urban și astăzi vreau să vă arăt un circuit de flotări pe care puteți să lucrați acasă sau în aer liber. Ce vă trebuie? Ori o bancă, ori o bordură, orice. E destul de simplu. Sunt mai multe tipuri de flotări pe care le puteți face. Repetați câte 3 serii, 10-20 de repetări pe serie, iar ultima serie o duceți la capăt, da? Până nu mai puteți. Și începem simplu cu flotările clasice cu priză depărtată. Brațele depărtate. Ok, asta e primul exercițiu. Palmele. Palmele apropiate la nivelul umerilor. Da? Vedem pentru triceps. Cel de-al treilea. Partele apropiate și vreau să atingeți cu coatele banca, da? Vă duceți cu coatele pe banca, da? Ca să fie mai greu, vă duceți cât mai în spate, da? Ok? Următorul. Diamant. Și că nu vă trebuie nimic. Vă le lucrați pe sol. Eu să ne folosim acum pe o bordură pentru primele două. E simplu. O mână o pune pe bordură, o mână în jos. Schimbăm brațul, da? Mâna dreaptă, brațul stâng. Important este să vă încălziți înainte și cum am spus la început, lucrați câte 3 serii. Două serii, 10-15 repetări. Ultima serie o duceți la extremă. Pauză de un minut între tipurile de flotări, între serii 30-40 de secunde. Și dacă vi se par prea ușoare, încercați cu un vesel cu greutăți pe voi. Salut!